Am început săptămâna destul de bine și, cum vă spuneam în materialul de ieri, Bitcoin a ieșit din range. Dar foarte mulți probabil vă întrebați dacă cele mai bune investiții vis-a-vis de Bitcoin ar trebui să fie pe termen lung sau termen scurt. E bine, aici mai apare o întrebare. Ce vrei tu să fii? Vrei să fii investitor pe termen lung sau vrei să fii trader? Pentru că dacă vrei să fii trader, trebuie să înveți lucruri diferite. E o specializare, dacă dorești, diferită, mai rafinată. Trebuie să te șlefuiești un pic și să te frângi. Pentru că e vorba de risk management, care implică emoții și o sumedenie de lucruri. Este evident că randamentul pe termen lung a Bitcoinului este cel mai sustenabil și lucrul acesta îl spun și datele. O să discutăm imediat despre chestia asta, plus WorldCoin, un token susținut de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, care este o inițiativă de dovadă a personalității pentru a distinge identitățile umane autentice de cele ale roboților. Ați văzut că de fiecare dată când intrați pe câte un site, vă apare o verificare care îi nevoie să fie făcută. Vă pune să completați diferite chestii ca să se asigure că sunteți persoane legitime care doresc să folosească într-un scop bun acel serviciu. Ei bine, între timp au apărut o grămadă de escroci, au apărut o grămadă de chestii alternative ca să fenteze lucrul acesta. Și tokenul ăsta, WorldCoin, susținut de celebrul CEO al OpenAI, da, cu ChatGPT, care a luat amploare foarte mare, poate cel mai scalabil proiect într-un timp relativ scurt din istoria omenirii. Nu vreau să greșesc, să-mi corectați în comentarii, pentru că ChatGPT a ajuns la capitalizare de piață de 10 de miliarde de dolari în timp relativ scurt, record, câteva săptămâni, spre o lună, 3-4 săptămâni, incredibil. Și de aici încolo cerul este limita. El a dat drumul inteligenței artificiale. O să vedem dacă acest token e cu adevărat sustenabil pentru a putea să profităm de el și să facem bani. Pentru că recent, mai exact ieri, pentru că de asta am început săptămâna foarte bine, s-a listat și acest token pe lângă Bitcoin, care ieșit din range, s-a listat și acest token pe Binance. Și mulți întreabă, bă, se merită să mai investim? Și aici e o discuție cel puțin interesantă, așa că rămâneți alături de mine, nu vreau să vă răpez mult din timp, vreau să discutăm lucrurile foarte eficient, scurt și la obiect. Vă salut cu foarte mult respect pe cei care sunteți abonați aici la mine și mă înclin tuturor celor care sunteți noi și ați aterizat aici și nu știți ce se întâmplă, de multe ori nici eu nu știu ce se întâmplă, dar ce mai contează? Important e să asimilăm informație și să luăm decizii bune. Săptămâna asta este una importantă pentru că avem un calendar economic important. Vom avea decizia lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale. Probabil se vor majora ratele de referință. Bitcoin a ieșit din range. Hai să vedem, termen lung sau termen scurt. Nu încape îndoială, oameni dragi, că randamentul Bitcoin pe termen lung este unul uluitor. Dar randamentul lui pe termen scurt este de 0,2%. Și aici discutăm de randamentul lui zilnic, dacă ar fi să ne uităm istoric. Deci nu este unul exorbitant. Da? Aici se face media pe zi, zi după zi după zi. Acum, pentru cei care sunteți la început și doriți să vă îmbogățiți zilnic, tranzacționând Bitcoin, nu știu dacă e o soluție bună, mai ales dacă nu aveți un capital mare, nu știți cu ce se mănâncă lumea aceasta, nu reușiți să faceți daily trading. Bă, nu știu, nu e o idee bună să ne aruncăm în Bitcoin decât pe termen lung. Răspunsul e clar, termen lung. De aici e nevoie să determinați voi. Vreți să fiți investitor pe termen lung? Aveți un 30.000, 40.000 și vreți să-l investiți în Bitcoin, să așteptați 1-2 ani, să aprecieze, să ajungă la 60, 70, 100.000, asta e o altă mâncare de pește. Dacă vreți să tranzacționați zilnic, e nevoie, cum vă spuneam la început, de o pregătire diferită. Dar randamentul zilnic al Bitcoinului, conform istoriei, da, zi după zi este undeva la 0,2%. Deci, nu știu dacă putem cu 0,2% să facem lucruri extraordinare. Sunt diferiți tokeni mult mai impresionanți care zilnic au parte de volatilitate. De exemplu, eu împreună cu studenții mei din Greco Capital tranzacționăm mult pe RNDR, da, pe Render Token, îl găsiți pe Binance, paritate de USDT sau BUSD. Are spike-uri într-o zi
și de 20% și corecții de 15-20% într-o zi. E foarte mult interes pe tokenul acesta. Asta ar fi o sugestie. Deci un token ca asta, dacă stăpâniți arta asta tranzionării, e interesant să îl luați în vedere. Dacă nu, Bitcoin pe termen lung, pentru că pe termen scurt nu o să aveți un randament formidabil, mai ales dacă sunteți la început și nu știți nici măcar să tranzacționați. Acum să mergem ușor la Worldwide, la acest token care s-a listat pe Binance. Mulți m-ați întrebat, este bine să investim. Și aici, după întrebarea asta, mai e nevoie să mai vină o întrebare mai bună decât asta. Ce vrei tu să faci? Vrei să investești pe termen lung? Pentru că dacă vrei să investești pe termen lung și poți să anticipezi că ne digitalizăm de la zi la zi și poți să vezi lucrul acesta, cred că tokenul ăsta, pentru că îl are pe Sam Altman în spate, da, un inovator, un vizionar, cred că poate să facă lucruri interesante în următorii ani. Nu știu dacă acest token e aici să se dizolve, adică au capital să-l susțină, au echipă bună în spate, au entități instituționale care acum sunt cu ochii pe CGBT și cu siguranță să fie și pe acest token. Migrăm dinspre Web2.0, înspre Web3.0, înspre stimabilul blockchain și cred că pe termen lung acest token e de luat în considerare. Eu o să-l iau în considerare și o să aloc o parte din capital înspre acest token. Dacă o să crească în următoarea perioadă, e bine, pe altcoin-uri nici măcar nu suntem într-un bull market. Suntem într-un bull market dacă duci pe Bitcoin, nu pe altcoin-urile. Pe altcoin-uri, pardon, pentru că încă nu a venit altcoin season, da? Sezonul monedelor alternative. Așa că este nevoie să luați lucrul acesta în considerare. Când s-a listat, a ajuns undeva la $5. Și ieri s-a tranzacționat, da, deci a avut acel spike până în $5 la listarea pe Binance și ulterior ce s-a întâmplat? Păi a avut micuța corecție, aferentă, așteptată, normală, se întâmplă lucrul acesta și s-a tranzacționat la $3.3. Am făcut și un material pe TikTok în care vă arătam graficul. Deci pe termen scurt puteți să tranzacționați dacă vă pricepeți să tranzacționați. Exact același principiu pe care l-am folosit la BTC, doar că acest token are parte de mai multă volatilitate. Pe termen lung, cred că e un token de luat în considerare în portofoliul nostru. Chiar curios de părerea ta, ai reușit să achiziționezi înainte de listare. Studenții mei din Greu Capital chiar le spuneam înainte să se listeze pe Binance, cu o zi aproximativ de acest token, dar încercăm să ne poziționăm eficient la noi în școală și să descoperim proiecte de natură aceasta, să ne educăm. Puteți să intrați pe site-ul nostru, găsiți descrierea clipului, să intrați în comunitatea noastră, în școala noastră pe Discord. În fiecare zi încercăm să rămânem ancorați la tot ce se întâmplă în piața micro și macro și încercăm să ne poziționăm eficient ca să facem bani. Mizăm foarte mult pe educație, nu pe ideea de îmbogățire peste noapte, așa că consider că poți să ai parte de o comunitate călduroasă unde să câștigi plus valoare pe termen mediu spre lung, dacă îți dorești cu adevărat să crești. Cei de la WorldCoin se diferențiază de concurență, revenind ușor la ale noastre, printr-un hardware mai specializat, da? Orb, punem în ghilimele, care folosește inteligența artificială ca să distingă dacă vin roboți, dacă când se completează acele chestionare de care vă spuneam că vrem să folosim pe internet anumite servicii, sau îi cu adevărat cineva uman. Lucrul acesta e cu suiș, cu coborâș, chiar cofondatorul Ethereum, da, al doilea cel mai mare proiect din spațiu cripto, trăgea un semnal de alarmă vis-a-vis de acest ecosistem, pentru că, adică cu toate plusurile pe care acest ecosistem le aduce, există și câteva minusuri. Și anume, colectarea aceasta de date și reproducerea, dacă doriți, a identității omului poate să provoace anumite daune când vine vorba de securitate pe termen mediu spre lung. Deci acest apanaj tehnologic care efectiv câștigă tot mai mult teren în ultimii ani vine cu multe plusuri. Ajută umanitatea. Ajută lucrurile poate chiar din cotidian pe care le facem de zi cu zi. Și gândește în locul nostru, ați văzut cum e ChatGPT, dar există și minusuri. Tehnologia poate să fie folosită în scopuri sănătoase sau în scopuri mai puțin sănătoase. Însă, acest token este de luat în considerare și cred că e interesant să fim cu ochii pe el în următoarea perioadă. Tot pe site-ul nostru găsiți cursul de tranzacționare, 7 cursuri într-unul, undeva la peste 5 ore de lecții intensive. Dacă doriți să aprofundați, să mergeți din punctul A, să ajungeți în punctul Z, pentru că și în lumea asta e nevoie să aveți niște pași, îl găsiți
pe site-ul nostru, aveți link în descrierea clipului, din nou. Per total, anul acesta sunt bullish, sunt fericit de cum evoluează lucrurile, sunt fericit de tot ceea ce se întâmplă în spațiul acesta. Mă bucur că pot să particip la adopție, mă bucur pentru acest canal, mă bucur că am o comunitate atât de grozavă. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți în această comunitate, că lăsați comentarii, că sunteți implicați, că aveți păreri și le lăsați acolo în comentarii. Avem și oameni care sunt mai puțin respectoși. Comentariile cu injurii, nu știu dacă și-au rostul, dar nu le lăsăm ca să nu perturbăm liniștea comunității, că sunt ineficiente. Dar, per total, sunt foarte, foarte fericit de cum evoluează lucrurile și vi se datorează vouă tot ceea ce se întâmplă aici, iar eu vă mulțumesc tare mult. Vă aștept și cu urmărire pe Twitter, cu un subscribe aici, like, și pe Instagram avem zilnic story-uri, informații calitative, poate vă ajută să creșteți, mergeți, dați un check și acolo și dacă vă place, un follow. Ne vedem mâine, sperăm la un nou material, mă înclin, toate cele bune!